Ziua de 8 martie este ziua femeii. Este ziua în care femeia este omagiată. Este un prilej de a sărbători femeia, pentru că ea este cea care dă viață, ea este cea care participă la a crea frumusețe în jurul, nu doar al ei, în jurul altora de lângă ea. Femeia întruchipează frumosul și de aceea trebuie sărbătorit, dar știe în fiecare zi, nu doar de 8 martie, dar 8 martie, să spunem, e un prilej pentru a ne aminti și pentru a nu uita. Femeia joacă un rol important în umanitate. S-a vorbit mult și se vorbește despre egalitatea între sexe. Eu cred că femeia nu este sexul slab, că femeia ar putea juca un rol la fel de important și chiar îl joacă, poate uneori chiar mai important, și să nu mă acuzați de feminism, poate uneori chiar mai important decât cel al bărbatului. Să ne gândim numai la faptul că femeia naște și momentul nașterii înseamnă un proces destul de dificil, destul de greu, pe care femeia și-l asumă. Ea trebuie să se implice și bărbatul sau bărbații să nu o subestimeze. Există, din păcate, și misogini. Femeia trebuie să fie tenace, trebuie să rămână feminină, dar cu fermitate să-și manifeste punctul de vedere și să lupte pentru visurile ei. Ziua de 8 martie reprezintă pentru mine ziua mamei. Din acest motiv îmi și petrec această zi alături de mama mea. În general, rolul femeii și cea mai importantă misiune a ei este aceea de a fi mamă. Iar în viața câmpineană, cred că este important să ne implicăm în societate, fiecare prin activitățile pe care le desfășoară. Pentru mine, 8 martie reprezintă în primul rând ziua mamei, pentru că pentru mine mama este persoana cea mai importantă și 8 martie este încă o posibilitate pentru mine să pot să o sărbătoresc și să îi ofer un cadou. Nimic din ce aș putea să-i ofer vreodată nu se poate compara cu ce mi-a oferit ea mie. Dar cred că ziua de 8 martie ar trebui să însemne pentru noi nu numai cadouri și flori, ar trebui să însemne un alt fel de cadouri din partea bărbaților, un pic mai mult respect, un pic mai multă recunoaștere. Asta mi-ar plăcea mie să însemne pentru noi femeile 8 martie. Ăsta este un subiect sensibil pentru mine, pentru că sunt reprezentantă unei organizații politice de femei și discutăm subiectul ăsta foarte des. Cred că, pe lângă faptul că bărbații ar trebui să realizeze că în societatea modernă femeia ar trebui să ocupe un loc mult mai important datorită pregătirii profesionale, datorită experienței, datorită calităților de bun administrator, dar pe lângă asta eu cred că și femeile ar trebui să ceară mai mult. Să nu se complacă în situația de a fi, de a avea locuri de muncă mai prost plătite, de a nu fi recunoscute, de a nu le fi recunoscute calitățile. Deci, cred că undeva și ele ar putea să facă mai mult și să ceară mai mult. În ziua de astăzi, de exemplu, în România, 70% dintre absolvenții de școli, de studii superioare, sunt femei. Ori atunci, de ce să nu ceri când știi că ți se cuvine? De ce să te mulțumești cu un job mai puțin plătit decât un bărbat doar pentru că ești femeie și atât? Ziua de 8 martie este cunoscută în întreaga lume ca Sărbătoarea Internațională a Femeii. Luna martie este prima lună de primăvară, lună în care natura renaște și razele soarelui încep să ne încălzească sufletele. Orice femeie așteaptă cu nerăbdare ziua femeii.
zi în care își dorește să primească flori în semn de respect și mulțumire, să fie răsfățată atât de iubit sau soț, cât și de copii. Româncele sunt femei puternice. Este primul lor punct forte. Bineînțeles că nu trebuie să omitem și că sunt foarte frumoase. Majoritatea femeilor din zilele noastre nu mai sunt acele cenușărese tipic construite după tipare care să nu le pună deloc în valoare. Femeile de azi sunt adevărate doamne. Lupta pe care au dus-o de-a lungul timpului pentru a-și câștiga drepturile de a fi egale cu bărbații nu a fost deloc una ușoară. Însă acum sunt acolo unde trebuie, în vârf. De aceea, prin definiția ei, femeia este o învingătoare, iar calitățile pe care le deține, puterea de înțelegere, răbdarea și candoarea, sunt de departe atribute care le certifică valoarea și impun un total respect din partea bărbaților. Cât despre femeile din Câmpina, pot spune doar atât. Sunt formidabile. Și asta se vede cu ochiul liber. Doar ieșiți în stradă și studiați-le puțin. O să aveți parte de un spectacol formidabil. Da, 8 martie este o zi frumoasă, să zic, pentru noi femeile. Eu o simt foarte bine pentru că eu, în general, petrec alături de femei, pentru că asta mi este meseria. Dar, să spun așa, de-a lungul timpului, femeia este lucru gingaș dintr-o familie. Este persoana care, să zic, înfrumusețează familia. Și iată că ziua de 1 martie o consider binevenită pentru noi femeile, mă bag și eu în categoria aceasta, pentru că noi, la rândul nostru, poate, în anumite domenii, ducem greu pe umeri și nu numai în anumite domenii, apoi în familie. Putem să fim, nu știu în ce funcție, nu știu în ce serviciu, dar acasă suntem mamă, soție, gospodină și așa mai departe. Wow, să spunem așa, femeia, să revin la ce am spus prima dată, era considerată frumusețea familiei. Dar vremurile au mai evoluat și eu zic și știm cu toții că și femeile au progresat, ocupau funcții foarte înalte și în stat și de ce nu și în Câmpina. Pentru că eu cred, acum știu eu, țin mai mult cu femeile, femeia este mai conștiincioasă, mai corectă, eu așa cred. Pentru mine ziua de 8 martie este o zi specială, încă de când, din primii ani de viață, a fost sărbătorită ca și ziua mamei. Mai ales acum că eu sunt mamă, aștept să fiu sărbătorită și să fiu apreciată cel puțin în această zi. Mă bucur că în ziua de astăzi este apreciată această zi, ziua de 8 martie, este sărbătorită, pentru că din câte m-am informat și știu, cei care sunt plecați în afara țării nu mai țin cont de tradiție. La noi se respectă această zi și îmi doresc ca și tinerii din ziua de azi să continue cu aprecierea femeii, cel puțin în această zi de 8 martie. Rolul femeii în societate este pe aceeași poziție cu a bărbatului. Femeia în ziua de azi trebuie să fie puternică, în primul rând, independentă și să participe din punct de vedere social la aceleași activități ca și bărbatul. Observ că și la noi în Câmpina femeile sunt implicate în foarte multe funcții de conducere, în funcții manageriale, ca să zic, iar la mine în domeniul sportului pot să vă spun că lucrez cot la cot cu bărbații, dacă este să facem o apreciere, o comparație între femeia ca antrenor sau și bărbatul antrenor. Suntem văzute de pe aceeași poziție, nu suntem favorizate în acest domeniu și atunci trebuie să muncim foarte mult la fel ca și ei, ca să zic. În ultimele zile aud la radio niște emisiuni aparte pentru mame considerate eroine de-a dreptul. Și cred că e foarte justificat să se întâmple lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, programul unei mame este fantastic. E o muncă continuă și dedicată și merită să fie sărbătorit măcar o dată în an. Deci e ziua mamei. Cred că
tendința ca femeia să aibă într-adevăr un rol în societatea actuală există, se manifestă. Trebuie doar să fie luat în considerare în tot locul în care există femei. Pentru că eu zic că pacifismul femeii e cel care lucrează mai mult decât orice altceva. Pentru că implicarea e de o anumită natură. Căldura și liniștea cu care poate să intre o femeie într-un colectiv lucrează în sine, pur și simplu. Ziua femeii pentru mine înseamnă, în primul rând, că vine primăvara, că am oportunitatea să fiu răsfățată cu foarte multe flori și în special cu florile de primăvară pe care le iubesc foarte, foarte mult. Iar în ceea ce privește răspunsul meu concret ce înseamnă ziua femeii, înseamnă de foarte, foarte mulți ani muncă și faptul că nu pot să mă sustrag de la lucrul acesta. Fiind un om al școlii, școala este în perioada asta foarte încărcată ca activități cu olimpiade școlare. Sunt într-un liceu cu performanțe. Copiii mei trebuie să se pregătească acum pentru simulări și pentru olimpiadele județene și întotdeauna muncesc foarte, foarte mult în această perioadă. Dar eu o iau în sens constructiv pentru că îl concep lucrul acesta ca pe un cadou real pe care l-am, un privilegiu că pot să lucrez cu copii de excepție și pot să am satisfacții foarte mari. În ceea ce privește rolul femeii în societatea de astăzi, probabil că o să dau un răspuns șocant când toată lumea se așteaptă să spunem că trebuie să crească implicarea femeii, trebuie să facem mai mult, trebuie să fim mai evident prezente în viața celor din jurul nostru. Eu o să vă dovedesc în mod contradictoriu, fiind mai prezente în viața noastră personală a femeilor, adică rupându-ne din forma asta evidentă de așa zisă implicare, și acordându-ne timp nouă, o să fim mai eficiente în viața celorlalți. Și la ce mă refer acordându-ne mai mult timp nouă femeilor? Să fim niște privilegiate, de ce nu? Să conștientizăm că trebuie să avem acest privilegiu și datorie în același timp. Să ne odihnim, să ne preocupăm de noi, de a face sport, de a citi, de a petrece timp împreună cu cei dragi, de a telefona persoanelor drage, de a ne întâlni cu ele în oraș, de a ieși împreună la un film, de a sta împreună cu familia să vizionăm un spectacol, de ce nu? Și eu vă spun că dacă nouă ne vom da acest timp mai mult și ne vom gândi mai mult la noi, vom fi elementul din familie și din societate care reușește să păstreze mai mult calm, mai puțină patimă, va face mai multă fericire în familie, va produce mai multă bucurie celor dragi, va contribui, de ce nu, la o mai activă participare la spectacole, concerte, evenimente de caritate, dacă noi ne vom îndrepta mai mult către acestea, și mai puțin pe ceea ce ne pierde toată ziua în viața domestică, în dorința de a ne implica doar profesional și uităm ceea ce este cel mai important, copiii noștri și familia noastră. Ei au nevoie de noi, de noi frumoase, calme, liniștite și echilibrate.